Aproape 100 de cadre didactice și rectorii universităților partenere într-un proiect european vor fi prezenți la Universitatea din Petroșani săptămâna viitoare. Eureka Pro este consorțiul care a făcut schimburi permanente de doctoranzi, de studenți și cadre didactice, totul cu scopul de a aduce cercetarea în domeniul studiilor superioare la nivelul european. Până în prezent, reuniunile din cadrul consorțiului din care fac parte și Universitatea din Petroșani s-au ținut în Austria, apoi în Polonia și Creta, iar a patra întâlnire se ține în perioada 8-12 mai la Petroșani. Vor fi prezente cadre didactice și studenți din 9 universități din Austria, Spania, Germania, Polonia, Grecia, Franța și Belgia. S-au făcut progrese multe spre europenizare, s-au făcut o serie de cursuri care le facem în limba engleză în toate aceste universități, în domeniul consumului și producție responsabile, gândim la un campus virtual, gândim la o aliniere a unor elemente de învățământ europene similare în toate aceste universități. Pentru studenți, ce înseamnă această colaborare? Pentru studenți înseamnă faptul că ei vor face 6 luni, de exemplu, la un master în domeniul consumului și producției responsabile în universitatea noastră și de 3 ori câte 6 luni în celelalte universități europene din consorțiu, la alegere, cursurile fiind în limba engleză. Pe lângă aceasta, vor vedea și vor experimenta o viață de student care este similară cu a noastră în celelalte universitare. Mulți participă la doctorate în cotutelă, adică o parte în România, o parte la o altă universitate, și căutăm să rezolvăm apoi o adaptabilitate mai bună a tuturor studenților, indiferent de unde vor lucra.